Dacă vă aduci să minte, colega noastră Mariana Galescu a investigat cum ajunge un turist de la aeroport în Chișinău, care sunt condițiile de cazare oferite de către țara noastră, foarte ospitalieră, primitoare, în care turismul este o ramură prioritară. Dacă vreți un exemplu, în timpul sovietic, în țara noastră, în Moldova de atunci, veneau peste 1 milion de turiști. Anul trecut au fost ceva de genul 10.000 de oameni veniți din străinătate la noi. Cum va fi tratat un om din acești 10.000, continuă să descopere colega noastră, Mariana Galescu. Împreună cu niște străini nerăbdători să descopere Chișinăul, am apelat la serviciile unui cunoscător. Și pentru că firme specializate în domeniu nu prea există, am ales un ghid turistic privat. Să vedem care sunt atracțiile principale ale Chișinăului și cum sunt acestea prezentate turiștilor pentru suma minimă de 30 de euro. This is the House of President. It was like this. Yeah. It was destroyed 5 years ago in 2007. Because what was like the revolution. Clădirea președinției a fost vandalizată în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, cu aproape 3 ani în urmă. And this is the government was also destroyed. Isn't the government over there? This is the second part of the government. De fapt, edificiul nu este o parte a guvernului, ci sediul parlamentului. We don't have president like 5 years already. Moldovenii nu au avut președinte ales din 2009, nici de cum de 5 ani. It's like 50 years. Președinția a fost dată în exploatare în 1987, cu doar 25 de ani în urmă. Where is the parliament? Ghidul indică spre președinție, dar parlamentul se află vis-a-vis. The half of the population is speaking Romanian language and the other half is speaking Russian language. Doar circa 20% dintre cetățenii moldoveni folosesc limba rusă, prima limbă de comunicare. All the people think it's Moldavian language, but in the constitution is written the Romanian language. Conform Constituției, limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească. You can go in the alley of the classic writers. Romanian and Moldavian writers. Why Romanian? Because like 500 years ago, with Romania was a big state. Voievodatele românești medievale erau administrate independent de către domnitori diferiți. And who is the most popular Moldovan writer? It's Mihai Eminescu. Do you remember the monument of Pushkin? It's like the second most famous writer here. The people here respect all of these statues. Because all the people in the country was like the first ruler of the country. They moved here after the revolution? What was this building before? Oh, I don't remember. Guvernul își avea sediul aici și înainte de 2007. But why they built it? What's the meaning? It's for the Russian-Turkish battles. When was it built? In 1870. What does it say there? I read, I don't see. They are communists? They? Yeah. I don't know. Usually the communists are in red, you know. It's like this one is like the new one. Okay. They don't have enough money to replace with the new ones. So that's why. All the questions is we don't have enough money. Here's the mayor. The city hall. Yes. Okay. This is the Mihai Eminescu Street. Strada traversată de turiști poartă numele lui Vlaicu Pârcălap. Theater in the name of Mihai Eminescu. Vis-a-vis de primărie se înalță sala cu orgă. Orice turist ajunge inevitabil în piața de suveniruri, o expoziție perpetuă de artă contemporană moldovenească și relicve sovietice. Oh, Sarkozy! Oh! What is this? Some tradition was taken just from Russia. Ельцин, а тут Медведев идет Путин. Потом опять Медведев. Будет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. English, Robin Hood. Robin Hood. The Slinian Small. Children of October pioneer over Sredin Kosmo. It's very kitsch. Kitsch. Fasu Tinzich. Avec le relief. Yes, like 3D, you know? 3D. What map is that? This is the map of the Romania that was like 500 years ago. Harta reprezintă Principatul Moldova pe timpul lui Ștefan cel Mare. What building is this? Also the theater. How is it called? I don't know. A
Acest încă un teatru este Teatrul Național Mihai Eminescu. The most beautiful is the real river dig. Is it beautiful? No, why very not? Dirty. It was usually the people just going in when the debit is a little bit more. They wash their cars. What is it? Court of Justice. În acest edificiu impozant își are sediul Ministerul de Interne. Punctul culminant al turului nostru este Piața Centrală, locul în care poți simți gustul adevărat al Moldovei. Usually they can give you to try something maybe. It's not legal, but is it safe? It's kind of dirty, but they're trying to maintain it. Like 65 lei. Poți ești gustul cu gustul tare mai. Care preț mai mult, mai tare, mai jos, mai sărat? După o primă impresie dezolantă, încercarea de a cunoaște mai bine Moldova s-a putut să dezamăgească și mai mult pe străini. Cultura generală acestui tânăr e sub orice critică. Adevărat că suntem o țară ex-sovietică și se vede asta foarte bine în arhitectura noastră, dar oricum putem găsi ce arăta turiștilor. Avem oameni care știu să arate țara asta, doar că poate a fost un incident, sper să nu fie multe din asta. Chișinău nu este un oraș foarte mare. Acesta poate fi parcurs de la un capăt la celălalt în aproximativ 25 de minute. Și dacă un oraș atât de mic, cu atât de puține locuri de vizitat, nu este cunoscut nici măcar de localnici, de ce ar veni turiștii străini să ne descopere? Pentru cei care urmăresc Ministerul Adevărului, trebuie să fie foarte clar. Noi am făcut câteva tentative de a găsi un ghid profesionist și pentru că internetul este prima sursă la care se adresează un turist străin să găsească acest ghid, acesta nu ne-a oferit cât coordonatele unui tânăr ca acela pe care l-ați urmărit în investigația noastră. Un tânăr care prestează servicii așa cum îl duce capul. El nu trece niciun fel de atestare, el nu primește niciun fel de licență, nimeni nu verifică ce povestește el turiștilor străini. Dar iată, poftim un caz foarte real de servicii, pseudo-servicii ale unui ghid. Normal faci băiat un ban. Care este problema? Eu cred că dacă noi avem o generație de tineri pe care nu avem cum să-i certăm. Așa sunt ei, așa de interesați ei sunt de acest oraș. Dacă ei nu cunosc detalii despre tot ce înseamnă orașul Chișinău, poate până la urmă să nu mizăm pe asta. Poate să mizăm pe niște domnișoare frumoase, sexy, fuste scurte. Care se mintă frumos. Care cel puțin, dacă nu se uit, dacă nu cunoaște orașul, cel puțin să o facă într-o manieră așa încât să-ți fie dragă să te uiți la ea. Sunt să dezamăgesc nata majoritatea turiștilor pentru aceste domnișoare sexy și frumoase și își fac apariția în Republica Moldova. Ele sunt, ele există și ele păstrează în alt marca Republicii Moldova. Ele, de fapt, sunt fața, curcurs în fața țării noastre. Turistul nostru imaginar știe deja destule despre Moldova, dar se pare că mai are această sete de a o cunoaște. Tocmai de aceea, investigațiile noastre vor